Numele ei va fi Sara. Victoria. Darius Marian. David Matei. Andreea. Nu ne-am gândit încă, că am zis că avem timp până se naște. Cred că în România, în acest moment, dacă dispui de mijloace financiare, poți să beneficiezi de servicii medicale, cel puțin la nivelul celor din afară, în privința nașterii. Am 5 luni. N-am făcut nicio ecografie. Pentru că scumpe. Am făcut cu primul băiețel și mi-a spus doctorul să nu mă mai duc până la 7 luni, că nu se vede nimic. Vinea la colega de cameră, atâta, atâta și atâta, atâta te costă. Înainte să-l ducă sus la operație. La doctor i-am dat plic, asistentul le bage în buzunar. Cred că mi-a făcut un calcul la un moment dat în jur de 2000 și un pic de lei. Pe timpurile noastre, nu. Doar gin obișnuință, gin respect, așa să dea la moașă un săpun și un prosop. Sigur că m-am gândit cum îmi va afecta viața profesională această sarcină. Am toate planurile făcute și nu cred că mi-o va afecta. Cu copilul mic, unde mai mă angajez? Soțul meu câștigă în jur de 8 milioane. Eu consider că nu sunt de ajuns banii. Dar tu faci al doilea copil. Dacă așa a vrut Dumnezeu,